Vai! Vai, vai, vai! Un interviu dubios! Scuze. Așa. Bună ziua! Suntem aici cu Luisa Ionela Luca. Aolea, de ce trebuia să spui și Ionela? Luisa Luca, da. Luisa aici? Luca, prezentă. Nu te cheamă Mariola? Mariola, numele mic și numele de familie, acercate sin miedo, ven porque aquí estoy sola, hola? Porque, 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 ok. Cum vrei tu? Cum a fost să copilărești în Paris? A, în micul Paris. Da, micul, micul Paris. Superb, superb, superb. E foarte frumos. Avem doar o stradă, dar e ok. Foarte frumos. Spune-mi ceva care te scoate din minți, te rog. Când simt că cineva minte sau că mă perie doar așa de drag de a intra în... Ce tare! Ce tare e răspunsul ăsta! Ok! Okay. Runda fulger de lucruri care minează cu mineli. Care rimează cu mineli. Minează. Minează, e clar. Am înțeles pe ce vibe ești. Da. Dacă nu ne întâlnim la mineli, ne întâlnim la? La Ionuț. La tineli. Când îi faci un bine lui Mineli, îi faci un? Aoleu, deci trebuie să rimeze cu Mineli. Un Bineli. Exact. Bravo, bravo. Gata, lăsăm glumele la o parte. Am înțeles că ești un textier foarte, foarte bun. Da, mulțumesc. Ia. Ia. Ionuț, ești bunuț? Ești băia finuț și bea apă din puț. Ce fel de shawarma crezi că mănânc eu de obicei? Shawarma cu de toate, clar. Greșit, Giros. Ok. Cine-a pus shawarma în drum, ăla are burt acum. Cine îți menține forma? Care este cel mai enervant producător muzical cu care ai lucrat și de ce Quick? Da, într-adevăr, este foarte enervant pentru că are multe dume pe metru pătrat și nu te poți concentra, nu poți faci treabă, înțelegi? Hei, salutare și bine ați venit la o nouă supradă de Quick! Dar ce e la treabă? E timpul să jucăm preferatul tău! Care este plăcinta ta preferată? Plăcinta cu dovleac. Care este jucătorul tău armean de fotbal preferat? Da, nu știu, Armănel. Răspuns corect, chiar a câștigat gheata de aur recent, Armănel. Ce preferi, câini sau leoparzi? Wow, leoparzi. Am vreo 3. I-am îmblăzit. Răspuns corect, bravo. Cine miroase mai bine, Ina sau Antonia? Alina Eremia. Răspuns corect. Ai pus rodul tău pe ochii mei închiși. Cum se numește când te cheamă cineva să faci ordine la un protest? Nu-mi vine acum, liniștitor de... Nu, răspuns greșit. Mineliadă. Aoleu. Doamne, dar ai fost prea serios, nu mă așteptam. Eu am râs într-un an și tu ai fost prea serios. Din cauza că ai fost tu prea serios, mie mi-a venit să umplu această seriozitate cu râsul meu, înțeleg? Mulțumesc. O mai pleacă și din cadru. Mulțumesc. Ok. Un interviu dubios.